Salutare și bine te-am regăsit! Hai să vorbim puțin despre Samsung Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic și despre Galaxy Buds 2. Ai auzit bine, am zis 2 și nu Pro, deși seamănă foarte mult cu Pro-urile. Acestea sunt cele mai noi dispozitive wearable lansate de Samsung anul acesta. Și cumva vin în completarea lui Samsung Galaxy Z Fold 3 și Z Flip 3 despre care a vorbit George în clipul anterior de aici de pe YouTube și dacă erai curios de camera din ecran, de sub ecran, de la Galaxy Z Fold 3, să știi că a vorbit și Andrei despre ea pe Cavaleria.ro. Și hai să începem cu specificațiile pentru că sunt mai importante ca niciodată. Un procesor pe 5 nanometri care vine acum cu 1,5 GB de RAM și 16 GB de stocare, avem și un sistem de operare cu totul nou. Dacă până acum smartwatch-urile de la Samsung funcționau pe Tizen OS și erau cumva limitate la capitolul aplicației, acum au trecut pe Android Wear și cu ajutorul lui Google poți instala în sfârșit aplicații pe smartwatch foarte similare cu cele pe care le instalezi pe telefon. Ba chiar se sincronizează mult mai bine cu telefonul indiferent de varianta, că e vorba de Watch 4 sau Watch 4 Classic, ambele au aceeași performanță la interior și cam aceleași specificații la interior. Și asta pentru că la exterior diferă destul de mult. Samsung Galaxy Watch 4 Classic vine cu ramă din oțel, vine cu un ecran de 42 sau de 46 de mm și implicit este și mai greu, undeva pe la vreo 50 de grame pentru varianta de 42 de mm. Și este mai mult gândit să zicem ca un smartwatch pentru bărbați sau pentru femeile care preferă un smartwatch mai mare. Automat are și acel bezel rotativ, adică acel dial pe care poți controla aplicațiile, poți selecta anumite meniuri și poți face acțiuni pe ceas, pe când Galaxy Watch 4 simplu nu are așa ceva. E chiar și mai ușor pentru că vine cu construcție de aluminiu și cu un ecran mai mic, de 40 sau de 44 mm, cu o greutate maximă de 30 de grame. Este mult mai ușor și mult mai recomandat pentru cei care merg să facă sport și chiar nu vor să aibă ceva foarte greu pe mână. La capitolul de conectivitate, stau foarte bine. Bluetooth 5.2 pentru a se conecta desigur cu noile Galaxy Buds și cu alte dispozitive, cu telefonul tău, de exemplu, Bluetooth low energy, GPS pe ambele modele și avem chiar și eSIM. Nu știu dacă chiar pe ambele variante, dar știu că pe Watch 4 Classic cu siguranță vom avea și opțiunea de eSIM. Adică poți să spui cartela de telefon pe ceas sau să o dublezi pe cea pe care ai în telefonul tău pentru că operatorii de la noi permit acest lucru și să faci o mulțime de acțiuni. Să răspunzi la telefon, să faci navigație direct de pe ceas, să-ți asculti playlisturile preferate de pe Spotify pentru că da, acum se poate și așa ceva, direct de pe ceas cu căștile Bluetooth. În felul ăsta poți să pleci fără telefon de acasă pentru că ai și Samsung Pay pe el, așa că nicio problemă. La capitolul senzori am văzut care Bineînțeles, măsurarea de pași, măsurarea heart rate-ului, adică a pulsului, și s-ar putea să aibă și EKG. Dacă am observat bine pe acolo, există și un EKG. Acum, Samsung a dezvoltat un senzor nou care înglobează aceste funcții, și pe lângă asta se folosește și de GPS și poate să citească, de exemplu, masa musculară, masa de grăsime, cantitatea de apă din corp și alte lucruri care îl ajută să facă o imagine mult mai holistică, spun ei de exemplu, asupra uh, părții de antrenament. Pentru că pentru asta îți vei lua până la urmă un smartwatch ca să-l folosești să-ți monitorizezi antrenamente de zi cu zi, indiferent că îl faci afară sau la interior. Apropo de chestia asta, are peste 100 de antrenamente pe care le poți monitoriza și configura de pe ceas. Poți să faci modificări asupra celor deja existente sau pur și simplu să-ți creezi tu un tip de antrenament nou. Se conectează și cu televizorul dacă ai așa ceva, un smart TV de la Samsung și chiar și cu alte aplicații. Sper acum să meargă și cu cele de la Nike, dacă nu mă înșel, cu Adidas și, de ce nu, și cu Strava, pentru că, până la urmă, Strava este una dintre cele mai folosite aplicații de sport. Alte funcții interesante sunt acel auto switch, adică știu să citească informațiile din căști, își dau seama că în căștile sunt conectate mai degrabă la smartwatch decât la telefon sau la tabletă și preiau informația și sunetul de acolo. Pot prelua, de exemplu, playlisturile de pe Spotify, de pe telefon, pe ceas, își downloadează o parte din melodie și poți asculta liniștit în continuare, chiar dacă îți lași telefonul în urmă. La capitolul baterie, au spus 40 de ore cu încărcare în maximum 2 ore. Dacă cumva l-ai descărcat complet, o să l-poți încărca suficient de repede ca să pleci cu el la drum. Acum 40 de ore înseamnă undeva la 2 zile. Dar asta cred că cu funcțiile, cu toate funcțiile activate, și cele de măsurarea pulsului, și cele de măsurare a, a, al stresului, și cele de măsurare oxigenului în sânge și poate chiar și un pic de GPS. S-ar putea să poți obține mai mult de atât, undeva până la 5-6 zile, adică -a văzut din câte am văzut din alte specificații, dar rămâne să vedem acest lucru atunci când le vom avea și la teste. Hai să vorbim și despre preț. 269 de euro, preț de plecare pentru Galaxy Watch și 369 de euro preț de plecare pentru Galaxy Watch 4 Classic. Acum, dacă vrei opțiunea cu um, LTE, adică cu eSIM și eventual cu o curea mai specială, s-ar putea să treci un pic de 400, poate chiar 500 de euro pentru Watch 4 Classic. Dar, în varianta de bază, ca să spun așa, cred că e suficientă varianta cu GPS pentru Watch 4 normal. Acum, Galaxy Buds 2 sunt cumva reinventate. Samsung e deja la 4 a patra sau a cincea generație cu aceste tipuri de căști și e normal pentru că până la urmă, așa cum am spus și în video de pe Cavaleria, acestea sunt the money making machine. Accesoriile și căștile mai ales, true wireless, sunt într-adevăr un plus financiar pentru toate companiile care produc așa ceva și e normal pentru că până la urmă nu o să ai o durată de viață de 4-5 ani de zile pe o pereche de căști. Bateria se va strica destul de repede, în maximum 2 ani de zile, nu o să mai ai aceeași capacitate pe care ai avut-o la început și bineînțeles le mai și pierzi. Dar, pe de altă parte, asta îi forțează pe producători ca în fiecare an să vină cu niște produse mult mai bune. Și cred că Galaxy Buds 2 sunt Ceea ce trebuia să fie prima versiune de căști pe care a avut-o Samsung True Wireless și care mi-au plăcut, dar aveau foarte multe defecte. Bine, la fel ca și prima versiune de căști pe care a avut-o toți producătorii. Noile Galaxy Buds o să vină, desigur, cu capișoane de urechi, pentru că se vor băga direct în ureche, nu o să mai fie ca live-urile pe care doar le așezai așa. Au o atenuare de zgomot și pasivă, pentru că au acele capișoane din spumă și chiar și activă. Și asta e partea bună pentru că atenuarea de zgomot, cel puțin din ceea ce spune Samsung, va fi de 98%, ceea ce este foarte mult și abia aștept să testez această afirmație. Adevărul este că arată mult mai bine ca generația anterioară, sunt disponibile în 3 sau în patru culori, toate într-o nuanță așa de pastel, mult mai discrete și în teorie ar trebui să aibă și trei niveluri de awareness, adică e modul acela prin care reduce cu, să zicem, 30, 60 sau 90% atenuarea de zgomot ca să auzi ce se întâmplă în jurul tău. Practic, microfoanele din exteriorul căștii vor prelua sunetul și vocea din exterior ca tu să nu-ți mai dai căștile jos. Ceea ce nu mi se pare o idee foarte bună, pentru că oricum dacă vorbești cu cineva care are căștile în urechi, nu știi, n-ai niciodată senzația că te va auzi. Poate sunt eu așa și alții s-au obișnuit, nu-mi dau seama. Noile Samsung Galaxy Buds 2 vor veni la un preț de 149 de euro și chiar dacă par o idee mai scumpe decât generațiile anterioare, cu siguranță vom ajunge la discounturi interesante în lunile care urmează. Bun, cam atât. Acestea sunt cele mai noi gadgeturi smart pe care le-a lansat Samsung anul acesta și te invit să dai o privire și pe clipul lui George cu Samsung Galaxy Z Fold 3 și Z Flip 3 și pe cel al lui Andrei Brătucu de pe Cavaleria în care vorbește despre camera din ecran. Cam atât pentru astăzi, sper că ți-a plăcut acest video, dacă ți-a plăcut lasă like-ul pe care sunt sigur că l-ai dat la început, dă i mai departe încă un like dacă nu l-ai dat până acum, dă un share să vadă și prietenii tăi să fie la curent cu noutățile de la Samsung și noi ne vedem data viitoare. Până atunci, numai bine!